Cupa Max a ușnit la Lugoj, acum 2 ani, în 2016, și undeva la kilometru 115, era în ultimul kilometru, un kilometru înainte de finish, pe un pod. Din cauza tirurilor se formaseră valuri din acelea în asfalt. Și eu, cum veneam într-un pluton destul de mic, și vă dați seama și euforia aceea, că știi că mai ai, după o cursă grea, pe caniculă, pe vânt, de 115 km, știi că mai ai un kilometru și ești aproape de finish, se întâmplă să scadă atenția, nu mai ești foarte, foarte atent. Și acolo pe pod erau niște valuri din acelea, știți cum se formează în asfalt, de la trecerea tirurilor. E, unul din ăla mi-a prins roata, mi-a furat roata față și direct în cam a aruncat. Am luat o căzătură așa puternică, casca, uitați cum a crăpat, a bubuit, s-a făcut praf, iar umărul stâng, mi-am dislocat mâna stângă din umăr. Umărul stâng, când m-am ridicat, mâna era cam cu jumătate de palmă, era mai jos stânga. Nu mai puteam mișca, nu mai puteam mișca deloc. Nici prima dată am crezut că e ruptă, pentru că de-abia ieșisem din spital cu un an înainte, tot cu mâna stângă făcută praf. 3 operații a avut să zâmpă ea, placă de titan, 11 șuruburi, tot antebrațul făcut praf, palma făcută praf, o căzătură foarte urâtă. Ei, m-am ridicat. Când a venit salvarea imediat lângă mine, m-a întrebat să vă duc repede. Eu i-am întrebat atâta, dacă mă duceți, dacă urc în salvare. Eram cu bicicleta lângă mine, tot făcut țăndări. Dacă mă duceți, mai termin cursa, mai îmi dă timp, adică de... Nu, apăream ca DNF, din ad finish. Dacă ajungeam cu salvarea, treceam finish-ul, normal. Le-am zis atunci, nu, mersi. Am luat bicicleta în mâna bună. Mâna stângă am pus-o așa lângă tricou, nu mai țin minte, am păgățat-o cumva de buzunar să nu se miște prea rău și am mers așa târșit, am mai făcut 10 minute, un sfert de oră pe kilometru ăla, că mergeam foarte încet, eram și cu papucii de ciclism, cu plăcuțe pe ei, de-abia poți să mergi cu aceea, pantofii de șosea cu plăcuțe, și am terminat cursa. Nu numai că am terminat cursa și am scos un timp bunicel, chiar și cu întârzierea aceea, pentru mine, raportat la mine un timp bun, dar n-am avut nimica. Mâna, după aceea m-am dus la salvare, când mi-au spus că trebuie să ajung din nou la urgențe, să vadă dacă asta, am luat eu așa, am început să o pipăi, mi-au zis că nu-i ruptă, doar că e dislocată, n-au vrut să o pun atunci în salvare, n-au vrut că nu știau exact. M-am pus cu umărul pe o mașină, am pus mâna fixă pe mașină, am împins odată în ea și am pus-o la loc. N-am avut aproape nimica, bineînțeles, în afară de tăieturi, lovituri, vânătăi, nimica. Nimic la cap, la un impact de peste 40 de km la oră. Vreau să vă arăt cum arată casca de la lovitura aia. Exact, uitați-vă aici unde e creierul mic, tâmpla. Orice lovitură la viteza aia putea să fie fatală. Sau și mai rău, ce nu vă zice nimeni, nu numai că poți să mori dintr-o lovitură din asta la 40-50 de km la oră când ai cu capul de asfalt, dar poți să rămâi legumă, să nu mai fii om toată viața, să stai cumva legumă într-un pat și să le faci, nu numai să-ți faci ție viața un chin, să le faci și celor din jur viața un chin. Să-ți distrugi pur și simplu viața și să distrugi viața celor apropiați. Căutați chiar pe YouTube aici, e un motociclist, un băiat care știa destul de bine din ce am văzut, toți prietenii lui spuneau că era un motociclist foarte bun. S-a dus odată, a dat o tură de plimbare, așa plimbăreală, cum facem prin oraș, nu și-a luat casca, i-a tăiat un inconștient cu mașina calea. El n-a vrut să reducă din impact, a vrut să culce motocicleta, să o pună la pământ și să nu preia impactul, a dat cu cap cu tâmpla de asfalt și acolo a fost mort. Dacă băiatul ăla ar fi avut casca la el, atunci n-ar fi avut absolut nimica.